Alocat anul trecut în județul Alba pe sport 8 miliarde jumate pentru echipa de volei de la Blaj, 4 miliarde de lei vechi pentru echipa de basket de la Alba Iulia și 3 miliarde de lei vechi pentru Asociația Județeană de Fotbal, care organizează competițiile la nivel județean, și 3 miliarde pentru echipa de handbal de la Sergi. Așa cum am spus, aici există o mare polemică. Eu sunt microbist, am fost copil de galerie, mi-am petrecut duminicile umblând cu soț și fără soț la meciuri, cu părinți, cu tatăl meu. Eu, dacă aș fi președintele Consiliului Județean sau primar, eu aș da bani pentru fotbal. Pentru că așa am trăit cu treaba asta. Știu că m-ar înjura alții. Dar aș face cu siguranță o dezbatere publică pentru a vedea care este ponderea. Aș face un sondaj de opinie să văd cât sunt pentru fotbal, cât sunt pentru sport în general și cât să alocăm. Pentru că oricât mi-ar place mie acolo, nu-i dau de la mine din buzunar. I-aș da din banii dumneavoastră. Și atunci aș face o consultare să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Ca să răspund scurt la întrebare, cred că se greșește ținându-se această frână pusă fotbalului. Și am să vă spun de ce. Nu sunt adeptul pedepselor colective. Doar în armată eram pedepsit. Dacă unul greșea, eram pedepsit toți. Cam așa se întâmplă și cu fotbalul. Cineva și-a băgat mâna în bani și acum e pedepsit pe toți. Și pedepsim un oraș întreg. Sau un județ întreg. Eu zic că nu e corect. De asta avem parchet, de asta avem poliție. Cine a băgat mâna în bani să răspundă și să ajungă la pușcărie. Indiferent cum îl cheamă. Dar nici nu poți să arunci o găleată de lături pe o ramură sportivă, pe niște oameni, pentru că cineva a greșit. Da, eu voi da bani pentru fotbal și am spus treaba asta când voi avea o majoritate în Consiliul Local sau în Consiliul Județean sau când voi putea să fac treaba asta. Nu mi-e frică, pentru că atâta timp cât se pot da bani legal pentru basket, pentru handbal și pentru alte ramuri sportive, se poate da și pentru fotbal. N-aș fi de acord să dau bani pentru salarii. Deci bani pentru salarii nu aș fi de acord să... Aș fi de acord să plătesc cantonamentele, să plătesc deplasările, să plătesc hrana, medicamentația sportivă și finanțare integrală, inclusiv a salariilor, la centrele de copii și junior. În momentul în care ajungi la categoria profesionist, partea de salarizare m-aș zbate în calitate de om de administrație să găsim sponsor, să acoperim aceste sume din sponsorizări. Cred că nu toate răspunsurile mele o să vă mulțumească, dar prefer să fiu cinstit și deschis cu dumneavoastră. Să înțelegeți.